Bună seara, Marcel! Bună seara, Ana! Și bine ați revenit în oficiu în care ați fost instruit inițial ca trader. Cât timp în urmă dumneavoastră ați început instruirea? Instruirea am început în luna august 2019. M-am aflat pe internet. Deci 2 ani aveți. Da, 2 ani de zile. Dar cum ați aflat de companie? De compania dată pe internet. Erau atunci promovări, ceva. Era scris educație financiară, eu cum iubesc permanent să mă dezvolt, am aplicat, am venit deja la dumneavoastră la interviu atunci, dacă țin sunt. A fost un interviu de angajare sau? Nu, a fost un interviu în privința la cursuri de date, da, în ce constă. Atunci am aflat mai mult ce se ocupă compania și deja atunci hotărâsem dacă smerte să vin sau nu. De-abia de cursuri vorbesc. Atunci, dar ce v-a determinat să alegeți anume domeniul de tranzacționare bursiere? De unde a venit ideea asta? De unde ați aflat? Pentru că asta a fost 2 ani în urmă. Domeniul ăsta mi-a cunoscut de mult timp, încă de pe băncile universității, am învățat finanțe și bănci. De atunci mă interesa tranzacționarea, dar nu erau în timpul ăla, 10 ani în urmă, nu era foarte dezvoltată în Republica Moldova, domeniul dat. Da, de 10 ani în urmă știați de trading? Da, anume atunci era la modă Forex, toți Forex îi spuneau. Da, nu trading, dar anume Forex, piața Forex. Mă citeam, învățam, dar în Republica Moldova atunci nu era așa dezvoltată. Nu aveam unde să aplic. Da, acum simțiți că sunt mult mai mulți oameni cu care se scuze despre domeniul ăsta? Aveți cunoscuți care tranzacționează? Aveți cu cine discuta? Da, cunoscuți deja am și am aflat în ultima jumătate de an că am mai mult cunoscuți care tranzacționează. De ce nu se discută despre asta deschis la noi? Probabil încă lumea nu e pregătită să se deschidă pe așa teme. Aici riscul e foarte mare și de ce lumea la noi încă iubește să judece. Dacă e riscul mare, nu te băga, nu trebuie, pentru ce? Și de obicei... Bun, dar dumneavoastră sunteți de 2 ani în domeniu. Da. Și de ce vă trebuie domeniul ăsta în care riscul e mare? Interesant. Și sunteți aici? Interesant este azart. În primul rând e să ieși din... Din zona? Da, din zona de confort. Da, exact. Anume ieșirea asta din zona de confort, foarte bine ce se simte. Deoarece e foarte mult lucru cu emoțiile personale. În alte domenii puțin. Cum le gestionați? Oi, primul an mai slab. Deja după o mică pauză, în 2020, deja mai bine, dispare frica. Anume iar riscul ăsta cât de bine nu l-ai gestiona, dar emoțiile o să persiste întotdeauna. Sau nu trebuie pus accent pe emoții. Și apoi o să fie gestionat și riscul mai bine. Eu țin minte că dumneavoastră veneați la curs, la practică, într-o zi la lecție, că veneați la seara, la 18, pare mi se, ați venit cu o carte Goldman, da, presupun, inteligența emoțională, da. O carte roșie, groasă, și eu văzusem atunci pentru prima dată în realitate și mă gândeam, v-am întrebat ce cărți aveți acolo, mi-ați arătat că ați avut una pentru mama, una pentru dumneavoastră și eu țin minte, era și Arta Subtilă a Nepăsării, pe care eu începusem și eu să o citesc și am zis că nu asta până când nu e pentru mine. Și peste 2-3 săptămâni v-am întrebat referitor la carte și mi-a spus că ei, doamnă, care carte, contrial și nu-ți mai trebuie carte, inteligența emoțională se dezvoltă mult mai rapid atunci când tranzacționezi. De ce apar emoțiile astea când e vorba de bani? Frică de a pierde, probabil. Adică aici sunt două momente. Da, dar ești conștient, apar... tu îi faci. Exact, în moment, cel puțin personal la mine, emoțiile apar în două momente. Primul când aproape să ating stop loss sau al doilea când dai pârtă. Da. A, doar atunci când se prinde cu roșu cu verde. Exact. Prima când stop loss, că da, adică cumva se pierd anumiți bani, care după asta trebuie recuperat și adăugători de făcut. Dar la take profit, când rămân câteva puncte și pas o oră, două, se miște acolo câteva puncte. Și nici cum nu vă atinge, da? Și este teamă că se întoarce înapoi. Și te gândești, dar nu trebuie să fie foarte mai puțin. Și să începi analiza tranzacției, cumva înseamnă că prognoza nu a fost bună, analiza nu bună, și apar iar suspiciuni la adresa ta, că n-a făcut bine. Că asta tot, și cumva... Și ești într-o luptă continuă cu tine. Da. Doamne și chin. Exact, cineva poate mai ușor să lupte cu asta, cineva mai dificil. Și dacă totuși, dacă reușești... 2 ani sunteți încă în domeniu, nu ați renunțat și, de fapt, cât timp aveți de gând să tranzacționați? Cum vedeți viitorul legat de domeniu? Dumneavoastră, la dumneavoastră personal, așa că vorbim și de general. La dumneavoastră în domeniu, în dezvoltare, cel puțin
nu numai Republica Moldova, ci tot în lume, noi suntem mai în urmă ca alte țări, inclusiv, nu știu, mai fi Statele Unite, de exemplu, acolo da, fiecare, două persoane din trei tranzacționează. Chiar am cunoscut care au fost, îi cumpără acțiuni, Tesla, alții, anume acolo cu acțiuni mai mult. Dar am prieteni în, nu știu, Marea Britanie tot, început să tranzacționeze. Și ține de mine, am plan mai mare, măreț, și planuri mai mici, care doresc să le ating. Că fără plan, e foarte dificil. Au fost momente fără plan, tranzacționam, dar atunci... Era așa interesant. Era interesant, era suma, probabil, trezește interesul. Și suma mai mică, da, și tranzacțiile nu erau așa bine deschise. Nu era făcut analiza, ok. Deja după 2 ani de experiență, vă considerați un trader de succes sau un trader cu experiență, să zicem, nu de succes, pentru că ești foarte relativ, nu știi când este. Dar vă considerați un trader cu experiență? Relativ. Adică, și asta relativ. Exact, adică cineva poate are aici cu experiență, poate la nivelul emoțiilor am poate mai multă experiență ca unii, poate deja mai bine le stăpânesc, cineva sunt mai calm ca alte persoane care de mai puțin timp sunt în domeniu, dar ține de succes în volume, poate deja nu pot să știu. Ceva poate mai puțin timp a făcut mult mai mult decât am putut eu în FT2. Pe asta vreau să întreb, în ce se măsoară totuși experiența unui trader? În număr de tranzacții deschise, închise sau în timp? Sau în bani? În emoții. Tot și în emoții care le primesc până la urmă, că fiecare ce scopă face. Da? Adică, spui pe un loc bani, este foarte bine. Dar plăcerea de a-ți fie o tranzacție, de a vedea cum duci în take profit, depășește și... Da? Da. Și nu contează că sunt 5 puncte sau că sunt 50 puncte. Adică te-ai proiectul, da, dacă foarte mult contează. Dumneavoastră ați avut extrageri. Știți că banii atunci când deja iese din cont, îi simți cash, ei nu mai au nicio valoare. Adică cumva se pierd, da, noi pentru asta că tare și tranzacționăm pentru bani, dar banii ne ajută să acoperim unele dorințe noastre, scopuri, să le îndeplinim, să acoperim unele necesități, dar nu mai au și ei satisfacție, adică e mai mare satisfacție când se închide tranzacția în take profit și o vezi cifra, decât când ții banii în mână. Da, cum v-am spus, merge vorba de azart aici, da, adică când deschid în tranzacții, sunt emoțiile astea care apar la noi când duci prețul unde nu dorim. Da, și apare azartul, hai, încă un pic, în direcția opusă și stai, tu de ce depinde, că am făcut analiza într-un fel, îți duce în alt fel și... Azartul e considerat emoție pozitivă sau negativ? Depinde cum o stăpânești. Dacă o stăpânești bine, atunci e ok, dar dacă nu, atunci nu e ok, adică... știți cum... Azartul duce și bine, duce și rău. Aia, să spun altfel, adrenalină, mai corect ar fi în cazul ăsta. Da, azartul e considerat ceva negativ, da, e ceva negativ, dar nu-i adrenalină care apare aici. Aia că ăsta e bine. Emoții care tot timpul te împinge, ești mereu un activ, pur și simplu n-ai cum să te oprești. Ce calități ar trebui să aibă un trader? Ce calități? Succes, sau ca să fie un trader echilibrat, un trader profitabil, care să menține ani de rândul pe piață? Să fii cu mintea deschisă la tot ce se întâmplă în jur, da, adică la cunoștințe noi, la fapte, lucruri care se întâmplă în lume. Până la urmă, trading-ul, prin faptul că deschid anumite tranzacții și care aduc profit, mie mi-a dus mult mai mult. Ești înainte mă interesam de anumite noutăți în lume, dar în perioada asta am început mai activ să analizez situația ce se întâmplă în lume, situația politică, economică, da, adică sunt deschis la toate momentele astea, alte calități. Deci nu vorba de analiza niște lumânările roșii și verzi, totuși mult mai mult. Da, aici am pus la așa pe lumânări, ceva poate, eu mai mult mă conduc la nivel global. Asta și vorbeam, că noi ca tare formăm traderi care sunt persoane care 5 minute s-au uitat, a văzut lumânări, nu s-au format o combinație de lumânări, o străbatere, micuț, am deschis, am închis. Nu, asta nu e trading. Ești, te consideri comerciant pe piețele bursiere sau pe piața financiară internațională atunci când într-adevăr analizezi piața internațională și te uiți la nivel global.
Și într-adevăr, adică, trader este, nu este o profesie simplă. Este o profesie foarte puternică. Și persoana trebuie să fie puternică. Investitor sau trader? Unde vă aflați și care sunt plusurile și minusurile? Nu, haideți așa, eu probabil investitor. Ca investitor investești o sumă care probabil nu te temi să o pierzi. Da? Și investind apoi, poate nu deodată, dar culegi în timp în roade. Trader, în viziunea mea asta, care face zi de zi de tranzacții și permanent scoate bani sau profit sau face extragere, exact. Dar în cazul meu, eu puțin mă văd așa, ca un investitor, de când deja sumele nu contează. Cel puțin la început, mai bine persoana care se ocupă, spune o sumă care nu se teme să o pierde. Atunci lucrul cu emoțiile foarte bine să fie făcut. Adică, da, nu o să fie așa de multe emoții. Da. Cripto sau instrumente clasice? La moment, instrumente clasice. Dar, per general, ce părere aveți despre monedele cripto? Despre investițiile în cripto față de CFD? Cât dumneavoastră aveți ce povesti, nu sunteți începători, oricum aveți o părere. Fiind cripto, da, când cresc pe demo, analizez, mă uit, sunt interesante, volatilitate mare, dar eu încă conduc de perechi valutare simple, mai de încredere, experiența mea bună, analiză e ok, mă conduc anume de dânsă. Aici, analiză fundamentală foarte mult contează, trebuie să fim atenți la foarte multe momente care pot fi neașteptate. De gen, nu știu, Elon Musk, da, sau anumite țări care permit, accept, refuză, atunci niște mișcări foarte mari pe cripto. Da, neașteptate și neprognozat. Încolo trebuie și timp, da, adică ca să fim pregătiți pentru așa mișcări. Pe când, pe trei... Pentru și timp, acolo pur și simplu trebuie contă. Am una contă, a doua ca să le observăm. Eu, având job de bază, n-am întotdeauna timp să le observ. De multe ori, chiar fiind cu graf în față, de multe ori mișcarea pur și simplu o vezi, dar n-ai înțeles de ce. Și după asta că durează 2-3 ore până când apar explicații de ce s-a întâmplat. Adică sunt de multe ori foarte multe ori mișcări pe cripto care nu pot, nu ai cum pur și simplu să le previezi. Pentru că ele sunt cumva, pur și simplu, s-o trebuie să cineva și hop, a vândut-o. Eu mișcare și văd mai târziu încă. Da, vedeți, vedeți întâi noutate, așa pe și mișcare. Exact, eu nu da, aveți tranzacții care le deschideți mai rar acum, pentru că mai aveți o ocupație da, pe care sunteți pasionat. De ce domeniu sunteți? Domeniu bancar. Da. Tot e legat de finanțe, ce am învățat, ce îmi place. Aveți traderi care lucrează în bancă? Poate ei nu vorbesc despre asta? Probabil, da, nu vorbesc, adică așa esențial, n-am atins tema dată. Cu toate că eu știu că anumite persoane, ei analizează anumite site-uri de investing, Bloomberg, da, adică site-urile date, da, exact. Deja cu ce se ocupă, nu sunt la curent. Sau pentru ce analizează informațiile? Da, oricum, sistemul bancar tranzacționează, se ocupă, poate, da, pentru asta, nu știu. Cum vedeți viitorul, v-am mai întrebat, deci, per general? Bună, dumneavoastră am înțeles, sunteți investitor pe termen lung și planurile sunt grandioase. Așa, per general, pentru țara noastră, cam cât timp credeți că este nevoie? Pentru că așa, fiecare a doilea, a treilea, cum spun eu, și psicile pe stradă, știi ce înseamnă Forex sau SP500. Deja s-a început fata asta, dacă, de exemplu, 2 ani în urmă erau puțini oameni, comparați cu 10 ani în urmă când erau și mai puțini, să cod că deja e bine la noi. Deja se cunoaște domeniul dat, deja se lucrează, mulți o fac la nivel independent, da, adică foarte mulți pe cripto tranzacționează la nivel independent. Ce... Cu cunoștințe sau fără? Da, adică aici, nu, sincer, discutând cu dâns și cu unii, am observat că cam le lipsește cunoștințe de experiență asta care se dă la un curs, nu contează, de o săptămână, două, adică le lipsește. Apropo de cursuri, dumneavoastră, cum evaluați calitatea serviciilor? Pentru că oricum, ai să stați la masterclass-uri, sunteți permanent lângă da, compania noastră, sunteți unul dintre ei din comunitatea noastră. Cum evaluați calitatea cursurilor? Mie aici foarte tare mi-a plăcut, personal mie. Eu atunci am ținut minte la interviu, eu am dat întrebări directe, și ce mi-a plăcut ca să răspuns direct. Adică n-am stat cu colegi, cu asta, adică am întrebat direct, mi s-a răspuns. Deja la curs am venit, am primit informația necesară ca să hotărăsc pentru mine că doresc să continui.
Și deja la practic s-a dat practic de cei ce mă conduc acum, dacă sincer. Adică da, nu, adică, nu mai aveți nimic nevoie de ceva suplimentar, tot fel de strategii, cumpărate, luate, nu știu, unii căutate, milioane de cărți. Cel personal nu, deoarece asta stric, oricum eu am citit, eu am căutat, ce am recenzii pe internet, undeva le încercam eu pe demo. Dar până la urmă am ajuns la concluzia, în 2 ani, că ceea ce s-a dat la început, aceea merge cel mai bine. Uh-huh. Că toate strategiile sau semnalele nu sunt ok, adică ce sunt pentru mine nu. Am înțeles. Deciziile le luați singur și aveți abilitate, deci scopul nostru e atins că da. Sunteți un trader independent care are abilitatea de a lua singur decizia când, unde investește banii lui nu, și pe cât timp. Deci încă mă uit pe prognozele care le fac managerii, inclusiv domnul Luceniu, el ajută ca să mă convin că prognoza făcută pe mine într-adevăr e bună. Da, adică de ce fac eu, mă uit și zic, e bine, sau că nu dau eu așa. Consider sau... Uh-huh. Asta foarte mult ajută la nivel... comunitate, sigur, susținere. Masterclass-urile în ultimul timp veniți mai rar, pentru că oricum deja aveți un nivel la care dumneavoastră singur puteți să dați sfaturi poate cuiva sau să le discutați. Da? Deci masterclass-urile sunt pentru traderii mai începători, pentru să pornească. Referitor la broker, vreau să vă întreb. Sunteți mulțumit de serviciile brokerului? Dacă deja 2 ani sunteți cu... Da, sunt foarte mulțumit, toate condițiile mă aranjează, ele sunt bine expuse pe site, recent le-am mai citit. Îți mai place ceva nou? Nu, dar pe când am avut nevoie să văd condițiile de timp în timp. Am mai citit și despre alte companii, mi-era interesant să văd condițiile lor, ce... Adică, erau unele ok, altele nu ok. Practic aici sunt cele mai convenabile condiții pentru felul cum eu tranzacționez. Da, adică pe mine mă aranjează și cred că și pe colegii care sunt tot. Așa este. Eu vă mulțumesc pentru interviu, pentru sinceritate. Știam că o să avem despre ce discuta. Vă doresc succes în continuare, la cât mai repede să depășiți statutul, să atingeți și să depășiți statutul la care noi l-am plănuit împreună și care acela este ținta următoare. Cred că o să fie cât mai rapid. Noi în asta vă susținem și sperăm să fiți și să ajutați și dumneavoastră la creșterea comunității de traderi din Republica Moldova, clar, prin discuții, să fiți deschis și cu alți oameni, să îi îndrumați, că sunt sigur că orice trader începător nu s-ar apropia de dumneavoastră după un sfat, o să-l dați cu mare drag și să fiți totdeauna deschis. Da, mulțumesc mult, vreau să succesi. Mersi mult, mersi, Marcea. Mulțumesc. Mersi.